seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart. Cool în această seară, după cum v-ați dat seama, suntem într-un teatru. Și nu în orice fel de teatru, suntem în teatrul de artă. Și ca să aflăm lucruri importante și lucrurile care se întâmplă în această instituție, sunt de vorbă chiar cu domnul director al acestei instituții, George Constantinescu. Bună seara, George! Bună seara! Și mulțumim că ne-ai acceptat în, în acest teatru. Unde se întâmplă lucruri frumoase. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc despre teatru de artă. Uh, avem nevoie de genul ăsta De intervenții în media Ca oamenii să afle despre noi Eu în primul rând vreau să te întreb altceva Și de aici ai să vezi că discuția decurge că se poate de ușor Cine ești, de unde vii și ce faci? Uh, sunt George Constantinescu Sunt actor uh, De profesie uh, Am făcut în anul 2012 Teatrul de Artă București De fapt compania este din 2010 Uh, și de atunci ne ocupăm cu acest uh, teatruleț, este vorba de un teatru independent, uh -huh. uh, care ne consumă foarte mult timp și energie, dar care ne și aduce foarte multe bucurii. Uh, avem la momentul ăsta deja peste 30 de producții scoase la public. În stagiune, la momentul ăsta, sunt aproximativ 20 de producții pe care le, le rulăm. Alergăm foarte mult și în țară, la o grămadă de festivaluri. Am început să mergem și în străinătate. Chiar am obținut un mare premiu în Rusia. Este un fapt istoric. Da. Suntem primul câștigător al unui Grand Prix în Rusia. Și vorbim de un teatru independent, nu vorbim de un teatru da, instituțional. Da, că și asta contează foarte. Tare. Da, este o performanță. Am fost alături de un teatru consacrat din București de stat în competiția de la Ecaterinburg de anul trecut. Și mulțumim, lui doamne, doamne, am luat marele premiu, ne-am întors în România cu Grand Prix-ul. Ce spectacol a fost? Durer Fantomă, este un spectacol care se află deja în cea de-a patra stagiune. Uh, chiar uh, și reprezentația pentru uh, luna ianuarie este deja sold out cu 4-5 zile înainte de, de spectacol. Mulțumim lui doamne, doamne, deși nu este vorba de o comedie, uh, spectacolul și-a câștigat public uh -huh. și uh, a fost o ambiție de-a noastră să, 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 să împingem înspre public și uh, producții mai puțin vandabile ca să... Da, pentru că știi care e problema? Că uite, la un moment dat vorbeam și vorbeam și cu prietenul nostru Andrei pe care o să-l vadă și pe el la un moment dat, prietenii noștri. În momentul de față vorbim de teatru independent, ca să se înțeleagă lucrul ăsta. Teatru independent în România, în momentul de față, câștigă teren. Da. Și asta prin producții, apropo de ce spuneai tu, chiar producții nevandabile, în ghilimele de rigoare, bineînțeles. Dar astfel de producții, culmea este că atrage publicul. Da, oamenii au început publicul de teatru devine din ce în ce mai uh, numeros uh -huh. și din ce în ce mai pretențios. Și dacă până, nu știu, acum 10-15 ani, în momentul în care cineva din zona independentă, din privat, ca să spun așa, mm. se gândea să facă o producție de teatru, ar fi mers cu siguranță către o comedie. Da. La momentul ăsta, lucrurile nu mai stau așa. Bineînțeles că se vând mult mai ușor comediile, dar publicul a început să meargă și, și către alt gen de producții. Cred că de fapt omul merge după poveste și caută emoții. Și caută să se regăsească în povestea exact. pe care voi o puneți exact. pe scenă până la urmă. Revenind un pic la, la această instituție pe care voi ați creat-o aici, cum v-a venit ideea acestui teatru de artă? De fapt, cum ați ajuns la nume? La nume? și Cum ați ajuns la... Eu mi-am dat licența cu treple, timp pe și oh, o, o. în perioada când lucram la licență m-am apropiat foarte mult de ce a însemnat Teatrul de Artă Moscova mm -hmm. și ce, ce importanță are dincolo de, um, ca să spunem așa, de instituție în sine. Ci, ce importanță a avut în dramaturgia universală, lumea nu știe că dacă nu ar fi existat teatrul de artă Moscova și dacă nu l-ar fi îndemnat Stanislavski pe Cehov să prescrie ultimul act de la Pescărușul, la momentul ăsta Cehov nu ar fi fost Chehov. ceea ce este Cehov. Da, al doilea mare dramaturg de după Shakespeare. Toate celelalte piese uh, scrise de, de Cehov au fost comenzi clare ale teatrului de artă Moscova. Uh -huh. uh, el hotărându-se după fiasco pe care l-a avut la Petersburg cu, cu Pescărușul să nu mai scrie teatru. El era medic de profesie da, Trăia da. foarte bine, nu, avea, nu, nu făcea treaba asta pentru bani. În schimb, se pare că uh, banii au fost cel care l-au motivat să rescrie. El, și să se apuce din nou de treabă. De, exact, să se apuce din nou de, de treabă. Bine, apropo de Cehov, nu, nu discutăm despre Cehov acum, dar că tot mi-a ridicat la plasă. Cehov a fost un personaj foarte controversat din punctul ăsta de vedere. Dacă-ți aduce aminte și toată istoria asta cu pescărușul și ce-ați da, da, după da, aceea, da, da. Uh, nimeni nu s-a așteptat să revină, nimeni nu s-a așteptat să scrie atât de bine până la urmă. Și aici, apropo de ce spuneai tu, Stanislavski a fost unul dintre factorii foarte importanți din cariera lui da? de dramaturg. Întâlnirea dintre Stanislavski și Remirovici mm -hmm. de cu cei care au pus bazele da, da. Teatrului de Artă în Moscova a fost crucială. Adică, dincolo de faptul că, bun, îl avem pe Cehov acum ca mare dramaturg, toată școala modernă, contemporană de actorie și are rădăcinile în, în, schi de exact, în schimbarea pe care a făcut-o în mm -hmm. actorie în mare parte Stanislavski. Da. Mergem acum în același loc aici. Vreau să te întreb, câte locuri aveți în sală? 75 pe varianta clasică sau 95 pe cu varianta extinsă, da. Mm -hmm. Sperăm anul acesta să terminăm am început acum un an o campanie de strângere de fonduri și mulțumesc pe această cale oamenilor care au fost alături de noi și care ne-au susținut financiar. Vrem să renovăm sala, vrem să ajungem la 100 de locuri pe varianta clasică și 110 mm -hmm. pe varianta extinsă. Avem unde să facem lucrul ăsta. Depindem de niște aprobări de la primărie, dar sperăm ca până în vara acestui an să, să, să terminăm cu toată hârțogărea și în luna august să renovăm mm -hmm. sala. Toată lumea trebuie să știe un singur lucru. Acest teatru, dacă nu știați, vă spun eu, este cât se poate de în centrul Bucureștiului. Se poate ajunge foarte ușor. Este într-o zonă unde construcțiile, clădirile din zona asta te duc cu gândul către istorie, că te duc cu gândul către perioada interbelică. Este un cartier în care eu am copilărit. Apropo, eu am stat undeva mai sus pe calea Călărașilor. Ah, deci foarte știu da. zona asta ca pe buzunarul meu. Mergând la tine, acum vreau să vorbim despre tine câteva minute. Cum a fost din punctul tău de vedere cariera ta ca actor, până la momentul în care ți-ai propus să devii director de teatru? Nu mi-am propus niciodată să devin director <gântu -i> de, de teatru, așa a ieșit, da? Uh, aș, nu, mai glumesc, eu că ce doamne, dar ce ai făcut un teatru? și deci, că am vrut să fac o alimentară, dar a ieșit, -a ieșit teatru până la urmă, <gântu -i> da. Uh, păi, am terminat facultatea în 2006. De când eram în facultate, îmi doream foarte mult să am, nu neapărat să am, ci să Particip, să La fac parte da, dintr-un uh, proiect independent. Uh, în facultate, chiar. Am spus foarte des povestea asta și vă uh, o să o repet acum, eram, lucram în, ca să pot să mă susțin, lucram în teatru ca impresar, într-o perioadă destul de tristă la secția română de la uh, Târgu Mureș. Uh, o glumă la vremea în Târgu Mureș, ce se joacă la secția română în seara asta, a suspendat. Se deci erau de, spectacole suspendate. Era ștraif mare cu suspendat. Uh, și în momentul ăla mi-a venit prima oară, domnule, ce frumos ar fi să pot să fii uh -huh. într-o trupă independentă. Oamenii erau extrem de dezamăgiți de ce se întâmplă în teatru și era firesc din moment ce da, actorul are nevoie de... Am public. nevoie de scenă, de public și să joace. Da, ei, În momentul în care ți se suspendă 2-3 spectacole pe săptămână, înțeleg de și e că e în depresie, da. Și în 2008, da, eram la festival la bunul meu prieten Bogdan Sărăten la 25 de ore la maratonul de la Sibiu. Trebuie Să-l trebuie să salutăm pe Bogdan neapărat. Îl salutăm pe calea asta. E, și... Când am deschis porbagajul și am văzut în porbagajul mașinii decorul cu ghilimele, dar mă rog, trei spectacole, costumele uh -huh. și decorul de la trei spectacole, mi-a dat seama că ajunsesem la acel vis deja împlinit, visul din facultate de a avea un teatru independent sau de a participa la un teatru independent. În 2010 am făcut compania uh -huh. Teatrul de Artă și în 2012, printr-o întâmplare absolut miraculoasă, am găsit acest spațiu care era într-o stare groaznică, n avea tavan nu avea uși, ferestre, -avea... Cum era, aici. era, plin de rozătoare, de <grijă> Bă, tot dar, felul pe urmă de parte din peisaj, adică da, da, da. Cum să le... Și am chemat-o pe buna mea prietenă cu care și joc deja de 10 ani, Paula Chirilă. Mm -hmm. uh, Se arăt, uite, aici o să fie scena, aici o să fie sala, o să fie așa. Și chiar acolo, lângă calorifer, era un uh, rozător uh, răpus. <grijă> Și, da, Paula, e foarte frumos ce vrei tu să faci aici, dar zice cu tovară și ce face Și zic, cu ce facem? Am luat frumos o și m-am dus la scurt de acolo, la aruncăm nu? Și în august am închiriat, în 2012, da? Și pe 8 decembrie 2012 am deschis Teatrul de Artă. Care a fost primul spectacol pe care l-a jucat aici? Emigration Dream, da? Un scenariu făcut de mine după un text al lui Ioan Peter, Pitt de la Farad, regizat de bunul meu prieten Bogdan Hușanu, uh -huh. un spectacol care s-a mai jucat după aceea, el a premiera cu doi ani înainte, de sediu, da. uh, și cred că s-a mai jucat după aceea în stagiune vreo trei ani. E da, foarte bine. Da, am avut după spectacol un concert cu Nicu Alifantis și pe 8 decembrie, uh -huh. de fapt din 8 până în 16, am avut 8 zile de evenimente da. uh, și după ce s-a terminat săptămâna aia, ne-am dat seama că să mă rog, cele 8 zile, nu mai un teatru, trebuie să, trebuie să facem teatrul. teatru, da. Care este în momentul de față în cadrul companiei? Care, care este numărul de actori pe care i aveți? Toți sunt colaboratori, dar da. cred că sunt undeva la 40-50 de actori bine. colaboratori. E foarte da. bine, zic eu. Adică într-un teatru independent să ai 50 de oameni cu care să poți să faci spectacole, să i rulezi efectiv, în ghilimele de da. rigoare, și să poți să faci diferite spectacole cu câte 4, 5, 6 de bine, n dar importanță mm -hmm. este foarte important. Da, 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 și mulțumim, doamne, doamne, uh, marea uh, gașcă de, de actori din, mm -hmm. din București a marșat foarte frumos. Am, uh, pe rând, cred că până acum au trecut, nu știu, 100 de actori pe aici, 150 mm -hmm. de actori, mă refer în, producții, mm -hmm. în producțiile noastre sau în producții găzduite. Mm -hmm. Hai să vorbim puțin despre proiectele voastre viitoare. Știu că la momentul la care noi vom difuza acest interviu cu tine, voi sunteți deja la, la Brașov. La da, avem uh, ultima noastră producție pentru adulți, mm. pentru că ultima noastră producție uh, la momentul la care discutăm, nu este un spectacol de copii, o să discutăm și despre el. Uh, este șase lecții de dans în șase săptămâni, o comedie... Uh, foarte spumoasă și o poveste Foarte emoționantă În uh, două personaje Joc eu cu Victoria Cocijaș oh da? da. Frumos. Uh, regia a făcut-o la Vinea Gemna Oltenau, O, Jemna, Tenau, uh. o uh, nebună frumoasă a teatrului românesc Important că... să mai avem și nebun frumoși. Da? Că până la urmă. Uh, coreografia a făcut-o Mihai Petre, că e cu dans și are da, lecții da, da. de dans în șase săptămâni. Și suntem la Brașov la sala Reduta, începem să mergem și pe săli mari. Când vă, când aveți, vineri la ce oră aveți spectacolul? Uh, vineri de la ora 19 se joacă la Brașov Am înțeles. De ce am întrebat? Pentru că postul nostru de la 1 ianuarie am uitat să, să spun chestia asta și mulțumim celor de la CNA pentru încredere, am devenit post național. Și frumos. Și atunci, oricum, eram redifuzat și în Brașov. Deci, cei care se uită la noi și sunt în Brașov, vă invit să-l vedeți pe, pe George într-un spectacol unde dansează și unde veți avea parte de lucruri finuțe. Și dacă tot am vorbit de Paula Chirilă, tot la Brașov, pe 14 februarie, tot de la ora 19, avem un bărbat și mai multe femei, spectacol pe care îl jucăm de 10 ani, cu să-l pline, mulțumim lui Doamne, Doamne, cred că o să ieșim la pensie cu el. Bun, până e important este <gătruză> să <că> se joacă. <gătruză> În afară de spectacolele astea, hai să vorbim de spectacolul pentru copii. Da, am început cu mare curaj anul ăsta, Teatrul de Artă Junior, uh -huh. a, și am făcut prima producție pentru, cu, pentru copii. A, ce e frumos e că n-a ieșit un spectacol doar pentru copii, este un spectacol, de... da, un spectacol, fetele, creatoarele iepurelui alb, ca așa se numește uh -huh. spectacolul, spun că este un spectacol pentru uh, 3-100 de ani și chiar așa e. Adică noi am fost la o vizionare înainte de spectacol, uh -huh. cu ghilimele, strict să vedem despre da, ce este da, vorba și să stecnic. vedem cum îmbrăcăm, da, da. Uh, spectacolul. Și am am plis, am râs, am stat o oră ca la un spectacol pentru adulți, fără niciun fel de Și care este marja de vârstă pentru acest spectacol? Cine, câți care sunt actorii și ce vârsteau? pe este vorba de Ana Maria Crăciun, uh -huh. Lambrou Lambru, și de Lavinia sunt mi fie rușine Mi-a scăpat numele dacă o să mă bată Am în două foarte talentate Ana, pe Ana o cunosc Cred că de 12-13 ani A fost plecată foarte mult prin lume uh -huh. uh, Și a fost o bucurie Să ne reîntâlnim ne -am, După ce ne-am reîntâlnit Am băut o cafea undeva aici lângă teatru uh, În vara anul trecut Și ne-am relipit ca marca de scrisoare uh -huh. Am și scos producția foarte repede. Iepurele alb au și scris oamenii. Deja, da, este o poezie de spectacol. Copiii de la primul moment rămân cu atenția. Uh, da, cu fețele lipite aici de tetiere și uh, părinții la fel. E doar, este spectacol, teatru și muzică sau e doar teatru? Este spectacol de păpuși. Ah, personajul iar principal ceva. este Iepurele alb. Uh, da, iar uh, Ana este un adevărat uh, creator. Ea semnează mm -hmm. oarecum scenariul și regia. Bineînțeles că și... Uh, la vine așa, la vine acum, bine că mai am aminte. la vin, să amintesc. La vine să nu-l De deci, uite, nu, mănânc bătaie pe jumătate. A, așa. Uh... Și ea este foarte bună, dar oarecum ea a venit cu povestea. Deci, cu alte cuvinte, a trecut și pe ați trecut exact. celălalt teatru de păpuși. Exact, teatru pentru copii. Exact, ceea ce nu, ce nu prea se mai face. Nu prea se mai face, se face, adică sunt teatrele de profil, da, care avem. În continuare, dar pe, da, care au un pe zona independentă nu prea, exact, exact. nu prea avem. Din punctul tău de vedere fiind aici, fiind cu impulsul lucrurilor, crezi că teatrul românesc în momentul de față, și vorbim de tot ce înseamnă teatru, independent, instituțional, crezi că se duce undeva în sus? Sau crezi că este undeva la, pe linia de plutire sau încearcă să-și revină într-un fel? Um, cum am spus, din punct de vedere al publicului, lucrurile stau foarte mm -hmm. bine, crește numărul de spectatori, crește, crește calitatea de publicului și, și a, bineînțeles, și a produselor. În schimb, din păcate, forma asta prin care este susținut accesul omului la cultură prin participarea la teatru și aici fac, da, diferența clară între teatrul mm -hmm. instituțional de, de, susținut de, de stat, stat și, cel independent. și cel independent. În momentul în care în aceleași festivaluri se întâlnesc producții din zona independentă și în mm -hmm. uh, momentul în care discutăm de bilete vândute de un teatru independent un număr poate chiar mai mare decât de un teatru instituțional, uh, instituționalizat, uh, este nedrept și nu este fructuos să avem aceeași formă de susținere ca acum 30 de ani când nu avem teatru independent sau ca acum 15 ani. În momentul ăsta, statul efectiv stă cu uh, mâinile la ochi, uh, se bucură că de la teatrele uh -huh. independente primește nu foarte mulți bani, dar. Primește, primește o parte, bani, o parte. plătim impozit pe bilete, plătim da, TVA, a... lucru pe care biletul exact. de stat nu trebuie să-l plătească. Și mai facem o paranteză. Atenție, teatrul independent înseamnă să aibă în spate o companie sau cel puțin o firmă, dacă pot să spun așa. Un da, SRL, sau, SRL un sau un ONG. Și atunci de aici această plata impozitelor și a taxelor aferente. Și de aici poate și lipsa uneori de bani ca să poți să faci alte producții. Bineînțeles, marea problemă în teatrul independent, da, o constituie fondurile. Mm -hmm. Sunt foarte puține concursuri pentru proiecte și vorbim de două sesiuni la FCN și Arcubu pe București nu mai face deja de 2 ani de zile, nu da, mai și... face concursuri pentru proiecte. Singura sursă de finanțare pentru un teatru independent în România, din păcate, este biletul de teatru. Din și banii din cauza o să pătesc... asta, uneori, din păcate, e și un pic mai scump da, decât la teatrele de stat, exact. oamenii au început să înțeleagă și nu e o problemă dacă mm -hmm. biletul la teatru de, b, 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 privat costă cu 5-10 lei în plus și înțeleg că oamenii din asta trăiesc cu tot, de la cu, cu curentul care curge prin bec până la... Până la pe exact. Uh, noi ca să putem supraviețui, Este imposibil, nu știu, niciun exemplu de niciun teatru din lume care să se susțină strict din bileturi. de teatru. Majoritatea fie atrag fonduri de la mm -hmm. stat și atunci, într-o formă, devin uh, instituționalizate, uh, fie din zona privată, da. să vă atrag fonduri, fonduri de acolo. Și și noi, mulțumim lui Doamne Doamne, mai reușim să, să sensibilizăm oameni și să mai primim din zona privată fonduri, susținere. Susține, susținere. Am dezvoltat alte activități, de la închirieri de sală, cursuri de dezvoltare personală pentru uh -huh. copii, adolescenți, adulți, școala, teatru de artă, mulțumim Doamne Doamne, are până la momentul ăsta, cred că peste 30 de producții scoase cu Bun, amatorii, fost, exact. Da? Și, nu exagerez, cred că vorbim de peste. O mie de oameni care au trecut prin cursurile noastre în cei șase ani. Felicitări. An. Da, da, da. Felicitări. O mie de oameni în șase ani înseamnă foarte mult. Ceea ce faceți și de asta am și vrut să stăm de vorbă. Pentru că teatrul independent se face nu întotdeauna în cele mai bune condiții, nu întotdeauna în cele mai bune locații și știm despre ce vorbim. Se mai face prin cluburi și este groaznic să te duci să faci un spectacol, să gândești un spectacol, chiar și în două personaje, într-un club. Da. Da? Și noi am alergat foarte știu, mult știu. și eu. Am jucat foarte mult. Dar cu toate astea, culmea este că odată partea voastră, cum sunteți voi aici, că aveți deja o locație și să vă ajute Dumnezeu să rezolvați și să fie și mai bine, sunt spectacole bune și aici, ca unde sunteți voi, dar și în alte locații. De exemplu, nu de mult am fost la un spectacol, tot așa, jucat într-un club în două personaje. Aparent aveți senzație că e o chestie banală. Sunt doar două scaune, două personaje care stau și Ii? vorbesc. Și știi cam despre ce vorbesc. De a fost atât de captivat în spectacolul ăla încât vreau să spun că trei spectacole au fost, nu mai aveau loc unde să intre. Da. Și cu toate astea, în teatru instituțional se fac spectacole, dar nu întotdeauna ceea ce își dorește publicul să vadă. Da. Și e păcat de Dumnezeu. <coughs> Acum, ce e trist și apropo de partea asta cu finanțările, mm -hmm. că statul te obligă, dacă ești să participi la un concurs, domnule, să-mi rezolvi mie niște probleme sociale. Adică să joci pentru școli, să mm -hmm. faci spectacole sociale. Ori este total nedrept, în condițiile în care vorbim de segmentul privat. Mm -hmm. Banii ăia sunt banii pe care îi colectează statul din taxele de bilete pe care le plătim, inclusiv noi cei din zona independentă. Da, da. Dacă tu ai instituții subvenționate, păi cred că ei ar trebui, instituțiile tale ar trebui să, să facă acest spectacole. Exact, și să se ocupe de acest segment uh, social. De-aia recunosc că noi am avut o grămadă de sesiuni la care nu am participat. Exact, este, este, este total nedrept. Nu știu, vreau să facem Shakespeare. Nu, trebuie să fie dramaturi contemporan, să atingem tot felul de probleme sociale, să... Da, pentru că asta este, dacă ai observat, și aici nu vorbim doar de teatru și nu vorbim doar la noi. Observat că acest trend al impactului social și al mesajului social a început să vină în toată lumea asta, inclusiv în film, în teatru. Nu mai da. vorbim de filme care au câștigat toți, dacă vorbim de filme da. care au avut cu impact social, da? Asta e una și este normal că și da, nu, da, vor, da. Vor, nu, vorbim de, nu vorbesc de impactul social, el trebuie să existe. Mă refer la, la, la intervenția, intervenția socială, da. spectacole dedicate în școli sau, mm -hmm. repet, treaba asta, presupun că dacă e în mintea oricărui om sănătos la cap, dacă am o instituție care trebuie să facă treaba să facă asta, ea. nu pot să pun un spital privat să vindece exact. niște oameni care nu au cotizat niciodată la un spital privat. Privat. Așa este, așa este Ne apropiem de final, George Și eu încă o dată vreau să-ți mulțumesc foarte tare Pentru minutele pe care le-am petrecut împreună Și eu vă mulțumesc foarte mult Și vreau să te rog ceva Eu am să-ți adresez o întrebare, iar tu Ca și cum n-am existat nici eu, nici colegul meu Marian, Iatan, n Să vorbești cu cei care se uită la noi De ce trebuie să vină lumea la teatru independent? Pentru ce trebuie să vă plătească biletul vou? Pentru că suntem buni și pentru că promitem să nu vă dezamăgim. Mulțumim lui Dumnezeu, avem 30 de producții, noi teatru de artă, pot să recomand cu mare căldură alte teatre independente unde se întâmplă lucruri foarte frumoase și da, și acolo trebuie mers la teatru independent pentru că da, și acolo sunt oameni foarte buni, spectacole foarte bune. Și mă gândesc la un teatru, mă gândesc la Godot, care chiar dacă acum nu are sediu, de îl așteptăm să se întoarcă. Apropo și așa mai departe, teatrele din țară, Fixul de la Iași, Vauleu de la Timișoara și cer scuze că nu pot să le număr acum pe toate, dar da, la teatru independent, oamenii, mă refer la actori, la artiști, fac pentru că sunt mânați nu de leafa care vine lunară, nu de câștigul uh, enorm, vin mânați doar de propriile lor dorințe și de propriul lor mod de a vedea teatru. George, eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce, mult. ce am vorbit. Să dea Domnul să te văd direct și peste 100 de ani. Uh, pardon, peste 50 de ani. <laughs> la teatru și peste 100. De și să aveți cât mai multe producții. Și de ce nu? Pentru că ar fi o premieră, dacă stau să mă gândesc, să ajungeți și voi să fiți nominalizați la premiile Uniter. Da, am avut selecții în Festivalul Național de Teatru, la Uniter nu, n-am avut nicio nominalizare, cred. Da, zic. Acum. Să vă Dar ajute, e ușor nedrept și cu asta, să te întorci din Rusia, din mama teatrului mm -hmm. cu un premiu și acel spectacol să nu fie bun nici de Festivalul Național, nici de premiul Uniter, e nedrept. Este nedrept. Dragi prieteni, dragi telespectatori, el este George Constantinescu, este sufletul și mintea și tot ce se poate numi motorul acestui teatru și nu numai, și inclusiv cei din companie. Așa că vă recomand și eu să veniți la ei, la teatru de artă, să vedeți spectacolele, și voi să fiți cei care dați verdictul final dacă merită sau nu un bilet, un astfel de teatru. Noi revenim după pauză și vom discuta și în următoarea parte a emisiunii, tot despre teatru și despre ce înseamnă să fii cu sufletul și cu mintea acolo, pe scândura scenei.